Și există oameni care spun că noi nu muncim. Dacă o să vi se pară că arăt zen în acest clip, este pentru că m-am întors de la mare și a fost frumos la mare. Dacă vreți liniște și pace, vă recomand să mergeți în septembrie, pentru că nu vă deranjează nimeni, nu e nimeni, totul este pustiu, e minunat, chiar e minunat, dacă vrei pur și simplu să te relaxezi și nimic mai mult. Și chiar m-am relaxat și am fost o grămadă de animaluțe, am fost la delfinariu, am fost delfini, am fost lei de mare. Am fost și la herderia din Mangani, am pus una pe căluț, deci eu am fost în extaz. M-am înconjurat numai de chestii care mie îmi plac, omar și animăluțe și mâncare și am fost minunat. Acestea fiind spuse, haideți să trecem la subiectul clipului de astăzi. Când am fost plecată, am primit un pachet de la L'Oreal. Este vorba de rujurile Le Chocolat. Sunt 7 nuanțe care au gust și miros de ciocolată și este... Îmi propusesem să nu le deschid ca să fac un fel de first impressions așa cum trebuie, dar l-am folosit pe o prietenă de-a mea duminică, nu, sâmbătă, și chiar i-am zis și mi-a trimis poză după 24 de ore, machiajul era intact și încă mai avea ruj pe buze. A zis că a dansat, a mâncat, a băut și nu s-a mișcat nimic, so far so good, are o steluță aurie. Colecția de rujuri e în colaborare cu Camila Cabello, nu o cheamă? Da, cred că da. Nu știu foarte multe despre ea, știu că a făcut parte dintr-o formație, nu? Am văzut câteva clipulețe cu ea așa și cu personalitatea ei și pare o fată foarte haioasă și plină de viață și îmi plac și piesele ei, chiar am acum una pe repeat, Real Friends, e un remix. Și îmi place foarte mult, chiar îmi place piesa. Acum, voi știți că mie îmi plac foarte mult produsele de machiaj care mai au și alte chichițe, cum sunt paletele de la Too Faced care miros a cacao și, mă rog, multe alte produse care miros foarte bine. Așa că... n-aveam cum astea să nu mă atragă și... Începusem că am vrut să păstrez chestia asta cât mai first impressions, numai că am folosit o singură nuanță pe prietena asta mea de care vă spuneam. E vorba de nuanța noastră, că asta e încă sigilată, deci vedeți că chiar nu le-am deschis. Am deschis unul singur ăsta în nuanța Candyman. Miroase a ciocolată, dar miroase te dă pe spate, adică nu e un miros discret de ciocolată. Și că bai o înghețată de ciocolată acolo, o ciocolată întreagă, e minunat. 2000 years later. De ce facem astăzi acest clip despre ele? Pentru că l-ați cerut pe Instagram, v-am zis că de acum încolo o să las aceste decizii în mâinile voastre, e mult mai simplu. From here on in, I've decided to make all trivial decisions with a throw of the dice. Thus freeing up my mind to do what it does best, enlighten and amaze. Vă întreb pe voi pe Instagram, voi sunteți zarurile mele și decideți voi ce filmez în ziua respectivă. Astăzi ați ales clipul despre rujurile astea. Eu zic asta, dar m-am uitat acum 2 ore înainte să mă apuc să mă manchez. Poate între timp v-ați răzgândit? Nu. În continuare sunt cu 400 de voturi în plus pentru rujuri față de tagul cu lucruri bizare, dar dacă vreți să vedeți și tagul respectiv, lăsați-mi în comentarii și mă ocup și de el, sau aș putea să-l fac... Vorbesc mult, știu că vorbesc mult. O să găsiți un tutorial pentru acest look dacă intrați aici la mine pe Instagram, să-ți că vă arăt. Ok, so. Suntem aici pe Instagram. So, dacă intrați la mine pe Instagram, aici la Highlight Reel, o să găsiți un tutorial pentru acest machiaj, pas cu pas, făcut pe Insta Stories. Dacă vă place stilul ăsta pe Instagram din mai multe Insta Stories, pot să fac tag-ul și acolo sau pot să-l fac pe Instagram TV, pot să-l fac pe Băzie Lampa. De ce Băzie Lampa? Pot să-l fac pe Insta Stories în timp ce mă machiez și răspund la întrebări în timp ce mă machiez, sau puteți să facem și un live pe Insta Story. Aștept de la voi sugestii, v-am zis, de acum încolo o să mă bazez în totalitate pe voi.
Mergem mai departe la rujurile astea. Nu multe de zis despre ele, nu scriam multe pe promo-ul ăsta pe care l-am primit. Miros ispititor, pentru asta pot să garantez. Pare atât de rău că nu pot să vă transmit și vouă prin această cameră cumva mirosul. Dar este life for. Așa. Culori irezistibile, într-adevăr, culorile sunt foarte drăguțe. Sunt nuanțe neutre, pământii așa de toamnă. Și astea două mai intense sunt drăguțe, chiar sunt nuanțe frumoase. Acum să vedem cum arată și pe buze. Asta e tot. Sunt 7 nuanțe care miros a ciocolată. Cam asta e. Mai am ceva. Sunt disponibile în magazine și online. M-ați tot întrebat și am întrebat și eu mai departe și aparent sunt deja disponibile peste tot. Le văd aici și pe Elefant, și pe Mag, și pe larom.ro, deci le găsiți și online. Sunt disponibile și în toate magazinele fizice. Avem acum cu swatch-urile propriu zise. Primul pe listă este... este fix Candyman. Înainte de a trece la aplicarea propriu-zisă, să-mi iau de seama că trebuie să-mi exfoliez buzele pentru că am aplicat mai devreme un ruj închis și au rămas destul de uscate. Și o să folosesc șervețelele astea, sunt foarte marfum. Nu vă puteți da seama cum miros. Aplicatorul e în formă de lacrimă, foarte, foarte ușor de folosit. Mai deschis decât îmi aminteam eu. Nuanța nu e urâtă, dar nu e una care să complimenteze tenul meu. Trebuie un ten mai deschis. Pe tenuri ca al meu, folosit înainte cu un creion de buze sau amestecat cu alta din nuanțele astea ca să-l facă mai potrivit. Mergem la următoarea nuanță, care se numește Sweet Tooth. Pare un nude ușor piersică. Ia să vedem cum arată. Arată foarte pretty. Mi se pare că merge și cu machiajul meu de astăzi, deși este genul de nuanță pe care eu aș purta-o combinată cu un creion de buze. Fără creion de buze mi se pare că arată ușor scary on me, așa că o să iau un creion de buze. Am aici de la Boys & Berries în nuanța Butter Nude. Creionul îmi place mult mai mult cum arată. Mi se pare foarte sexy așa și se potrivește și cu machiajul meu de astăzi. Asta e genul de nuanță care mie îmi place mult, mult, mult de tot combinată cu smokey eyes. În special, adică dark, dark smokey eyes, nu știu, cu negru, cu albastru. Și-am văzut cu aspiratorul, cred. Genul de smokey eyes cu albastru și albastru metalic, albastru din ăla puternic, cobalt, așa, genul ăla de nuanțe marfă și combinate cu niște buze din astea mate și mega nude, mi se pare atât de sexy. Mai departe, am Box of Chocolates. Ia să vedem. Asta pare mai dark, așa. Foarte mult fost și nuanța asta. Este o nuanță rece, gri cu mov, care ești un move, așa, arată foarte, foarte bine. Da, mi like. Mai departe am Oh My Choc. Pare a fi o nuanță foarte închisă și rece. Poate găsi? Yes. Foarte marfă și nuanța asta. Nu o văd în combinația asta foarte bine, adică cu machiajul ochilor, dar ea în sine arată foarte marfă. Gata, mi-am amintit cu ce seamănă. Seamănă cu filtrul ăla de pe Snapchat. Știți, când are fățuca aia mică și lăcrimioara aia care cade de aici sau nu știu ce, aia o inimioară aici și buzele sunt așa dark.
I like it. E o nuanță mega plină de personalitate și trebuie să ai niște swag ca să o porți pe asta, but I like it. La punctul ăsta mă doare foarte, foarte, foarte rău pielea din jurul gurii, m-am înroșit. În general, swatch-urile astea pentru produse de buze nu prea îmi plac, tocmai pentru că pătimesc, adică chiar ustură rău puzele și ustură rău pielea. Dar, în același timp, faptul că după aia vin cu chestia asta peste care miroase a ciocolată, parcă mai e așa din durere. Următoarea nuanță este Volupto Choco. Asta e o nuanță mai clasică, o nuanță de toamnă, care mă face să mă gândesc la ciocolată. Asta este o nuanță, cum vă ziceam, ceva mai clasică, un cărămiziu muted așa. Foarte marfă. Se potrivește și cu machiajul meu de astăzi destul de bine. Este o nuanță care complimentează mai bine tenurile medium, dark, măslinii, nu atât de mult tenurile deschise, foarte deschise. Deci o puteți purta dacă sunteți roșcate, cu morcov așa în cap, cu niște pistrui așa pe aici. Super, super. Am intrat pe teritoriul roșului. Și am aici ultimele două nuanțe. Avem Tasty Ruby. Nuanța mi se pare superbă. Chiar e superbă. Pare rău că trebuie să se usuce mat. Pentru că arată atât de bine, ușor glossy. Este singura nuanță cu care vă sugerez să aveți grijă. Vorbesc și se lipește, văd... și rămân firicile din asta de produs. Nu lipiți buzele între ele așa cum fac eu acum. Așteptați să se usuce înainte să corectați, pentru că altfel există riscul să se întindă. Am înțeles de ce ăsta este puțin diferit. Vă ziceam că ăsta trebuie așteptat să se usuce și că trebuie să aveți grijă să nu se întindă. E bine, haideți să vă arăt. Mie nu iese că... Oh my god. Bine că mai am o singură nuanță. Iată, ne-a ajuns și la ultima nuanță, care se numește Coco Crush. Asta mi se pare că se comportă, îl simt așa cumva, ca pe cel roșu. Ceea ce mă face să cred că mă voi strădui din nou foarte mult să dau jos. Și nuanța asta este superbă, foarte bogată, foarte sexy, un burgundy mai închis, super pentru toamnă, merge foarte bine cu machiajul meu. Da. S-o luăm pe rând. Nuanțele sunt foarte frumoase, toate de la prima la ultima mi-au plăcut foarte mult, sunt foarte pigmentate, v-am zis, toate cu excepția celor două, merg într-un singur strat, cele de roșu au nevoie de două straturi, dar nu e capătul lumii. Sunt cremoase, se aplică foarte ușor, se usucă destul de repede, miros delicios, asta de că v-am zis deja de un miliard. Le găsiți în magazine fizice, în magazinele online, prețul este de 57 de lei. Mai e ceva ce nu v-am zis? V-am zis că plac? Îmi plac foarte mult, chiar îmi plac. Adică mi se pare o colecție mega reușită. Îmi place și că n-au făcut foarte multe nuanțe, pentru că uneori tinde chestia să fie așa overwhelming când apar o grămadă de nuanțe și nu știi din ce să alegi și atunci sunt frumoase colecțiile astea, puțin de tot mai restrânse. Toate nuanțele sunt foarte potrivite pentru toamnă. Altceva ce să mai zic? Știu ce să mai zic. Nu știu dacă vă interesează. Dar... dacă v-a plăcut acest clip și v-a plăcut aceste rujuri și poate vreți să le încercați, vreți să vedeți cu care vă stă bine, vreți să vedeți și voi cum sunt și cum miros, am și o surpriză pentru voi. Bun, comentați-mi mai jos cu nuanța voastră preferată, spuneți-mi care din cele 7 v-a plăcut cel mai mult. Nu uitați de like și de subscribe și peste o săptămână o să aleg o fată care va primi
întreaga colecție de rujuri și va putea să le testeze și să-mi trimită părerile ei și așa mai departe. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, sper că v-a plăcut clipul de astăzi, nu uitați să-mi lăsați sugestiile voastre pentru clipurile viitoare sau pur și simplu să stați pe Instagram și să-mi votați acolo când e cazul. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, nu uitați de like și de subscribe și ne vedem în curând cu un clip nou. Vă pup, pa!